Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Este joi. Este ultima ediție din acest sezon a emisiunii Agricultura la Raport. Discutăm în această seară despre seceriș, despre cum se poate alege grâul de neghină. E o temă fundamentală, e o temă care vă pun la suflet și v-aș ruga să vă însoțească în întreaga această vară. Chiar dacă n-a venit secerișul, îl anticipăm puțin, pentru că întotdeauna vom putea vorbi despre seceriș, despre grâu, despre pâine, despre neghină în viața noastră, atunci când ne referim, mutăm discuția de pe pământ undeva în sufletul nostru. Atâta vreme cât avem nevoie de o căutare a sinelui, când sinele acela de foarte multe ori nu știm cine e, vorbim de sinele nostru, însă sinele nostru probabil că e bunul Dumnezeu și îl descoperim foarte rar în noi. Aceea cred că e revenirea în sine și a Fiului Risipitor și a altora. Cred că avem nevoie de a ne pune astfel de teme în fața minții, să o mai îmblânzim puțin, să o mai îndulcim puțin, să o facem să audă și bătăile inimii din fiecare zi. Citeam undeva că acele bătăi ale inimii, spunea un copil de fapt, credea el că aude de fapt, își auzea propria inimă într-un stetoscop și a întrebat pe mama lui, el avea vreo 4 ani, mamă, bătăile astea care se aud sunt, e cumva Iisus care bate la ușă? Era o întrebare, sigur, pe care ar trebui să ne o punem cu toții, ar trebui să problematizăm mai mult partea de dovnicie, de ogor de pământ nelucrat adesea în noi și năpădit de spini, de mizerie, de o faună care nu întotdeauna ne face fericiți. Am chemat alături de noi în această seară, preț de 2 ceasuri, o să avem un festin, spun eu, dovnicesc, pe Părintele Gheorghe Colțea, protopop de Bran Zărnești. Îi sărut mâna, Părinte, vă mulțumesc că ați venit la noi în această seară. Și eu vă sărut mâna. Și pentru început doresc să vă, cu multă sinceritate, să vă felicit pentru tema pe care, provocarea pe care o faceți în această seară, pentru că nu mă așteptam. Foarte frumos îmbinați o temă de agricultură, secerișul, cu o temă duhovnicească. E foarte prezent între temele duhovnicești, e foarte prezentă tema secerișului. Ea este simbolul sfârșitului. Și în biserică se spune că până la urmă există un seceriș la fiecare dintre noi atunci când, cum spune țăranul, toamna se numără bobocii, adică când se văd roadele. De asemenea, această temă este folosită de Mântuitorul Iisus Hristos și atunci când dorește să arate că dregătoriile sunt împărțite și că unii sunt cei care seamănă și de foarte multe ori sunt cei care seceră. Și dumneavoastră spuneți că încă nu ar fi chiar vremea secerișului. Mântuitorul Iisus Hristos zicea, provocându-i pe ucenici, ridicați ochii și priviți holdele că sunt albe, gata de seceriș. Și eu vă spun că chiar dacă în Transilvania, în Ardeal, secerișul este puțin mai târziu, în Bărăgan, acolo de unde vine foarte, foarte multe pâine, secerișul deja a început. Nu de foarte mult vreme am călătorit în sudul țării și am, ca și ardelean, am fost uimit și eu să constat că deja gloriile sunt pe câmp. De asemenea, dumneavoastră ați făcut o trimitere la separarea neghinei de grâu. Este tot o temă și a agricultorilor, dar este și o temă duhovnicească care vrea să vorbească despre faptul că există un moment în care Dumnezeu separă lucrurile. Tot da. O temă pastorală de această dată este folosită în Scriptură referindu-se la alegerea oilor de vom vorbi și despre aceasta, pentru că sunt foarte multe temele care, da, ne pot duce, trebuie să le privim, ca să zic așa, în plasticizarea lor, în plastica lor, în metafora lor. O să vorbim și despre alegerea oilor de capre, o să vorbim de asemenea despre foarte multe lucruri de care ar trebui să ne pese și despre care ar trebui să învățăm foarte mult privind în jurul nostru. Un sfânt părinte de la Muntele Athos, un călugăr părinte de la Muntele Athos,
a spus următorul lucru. Zice, e în regulă, e de dorit și ne bucurăm să sărutăm veșmintele unui sfânt care s-a dus de la noi, pentru că a purtat acele veșminte și e o relație acolo, însă nu cu atât mai mult, spunea Sfântul Părinte de la Muntele Athos, n-ar trebui să sărutăm florile, n-ar trebui să sărutăm copacii, n-ar trebui să sărutăm tot ce adie pe lumea asta, pentru că lucrarea lui Dumnezeu curge prin toate lucrurile acestea. E lucrarea, cum să spunem, nemijlocită parcă a lui Dumnezeu între noi, alături de noi. Ori nu prea avem, Părinte, organ pentru lucrul ăsta. Nu vedem în spicul ăla de grâu pâinea până la capăt, nu vedem pe Sfântul Altar acolo prefăcându-se din pâine în trup, nu vedem bobul strugurilor prefăcându-se din bob de strugure în vin și apoi în sânge al Mântuitorului. Sunt atâtea, cum să spun eu, e o abundență teribilă de semne în jurul nostru, cum că Dumnezeu ne însoțește, firul ăla de iarbă pe lângă care trece, înseamnă Dumnezeu te-a însoțit în momentul acela pe acolo, lucrând în el și dându-i viață. Ori nu vedem lucrurile astea, ne lipsesc cheile, ne lipsesc decodoarele pentru așa ceva. Ce s-a întâmplat cu noi? Trebuie să îmi îngăduiți ca să spun că eu îl văd pe Dumnezeu în firul de iarbă. Slavă Domnului! Și pentru că locuiesc în zona Branului, o zonă muntoasă, situată între Buceci și Piatra Craiului, de câte ori privesc munții, îl văd pe Dumnezeu și în cenușiu amețitor al stâncilor și al prăpăstiilor. Și îl văd pe Dumnezeu și în stelele cerului, pentru că, fiind copil de țăran, adesea m-am culcat pe spate pe iarbă și am numărat stelele cerului și l-am văzut pe Dumnezeu acolo și l-am cunoscut pe Dumnezeu și în suspinul izvoarelor. Și l-am cunoscut, dacă vreți, ca să fiu puțin și poetic, pentru că și a fi poetic este un har și un dar de la Dumnezeu, și în fluieratul vântului, în murmurul izvoarelor, și l-am cunoscut pe Dumnezeu, spre exemplu, și în simfonia pe care o crea turma de oi pe care o pășteam în amurg, când eu stăteam întins pe iarbă, nemișcat, să nu speriu turma, și oile mâncau până lângă subsorile mele, și 1000 de oi rupeau iarba și 4000 de picioare făceau zgomot, și în timpul ăsta frunzele adiau și se crea o simfonie extraordinară. Și vreau să vă spun că primii psalmi și cei mai frumoși pe care i-am rostit în viața mea și pe care i-am înțeles în taină cuvântului lor au fost psalmii care i-am rostit la stână, nu într-o catedrală făcută de mâini omenești. Dar cine aude psalmodia asta naturii până la urmă? Pentru că natura întreagă, așa cum spuneți, psalmodiază, cum să spun eu, vestește, nu, lucrul mâinilor sale, ale lui Dumnezeu. Însă totuși lumea, acum, dumneavoastră îmi spuneți, se vede, atâta vreme cât atragem atenția unii dintre noi, că de ce nu se vede, adică de ce nu văd oamenii, pentru că nevăzând nici măcar nu-și pun problema că ceva le lipsește, că nu sunt conștienți de întâlnirea lor cu Dumnezeu în fiecare clipă. Dar ceva s-a colmatat, Părinte, în sufletul... Nu este adevărat. Sufletele au rămas predispuse pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Înseamnă că ferestrele sunt închise, Părinte. Nu înseamnă sunt că... ferestrele închise. Vreau să vă spun altceva. Întotdeauna prea multul se banalizează. Prea multă iubirea lui Dumnezeu nu mai este cunoscută pentru că e prea multă. Și ne-am obișnuit cu ea ca și cu o normalitate. Toate câte a creat Dumnezeu, toate câte a făcut Dumnezeu, le-a făcut pentru bucuria noastră, iar noi nu mai înțelegem acest lucru pentru că ne-a dat foarte multe. Deci, din nou spun, prea multul banalizează realitățile și lucrurile. Dar aș dori ca să vă relatez un fapt foarte frumos legat de prima provocare. După o pauză, Părinte, luăm o scurtă pauză, după aceea revenim cu discuția. Ne-am întors, dragi prieteni, l-am întrebat pe Părintele Gheorghe Colțea tocmai când vrea să ne spună ceva, așa facem noi jurnaliștii, ținem în suspans lumea puțin. Vă rog să vă continuați gândul, Părinte. Mulțumesc frumos! Îmi aduc aminte că într-o împrejurare fericită a vieții mele, în anul 2007,
L-am întâlnit pe înalt presfințitul părinte Calinic, episcopul de Argeș. A venit într-o vizită în zona Branului și l-am însoțit la un schit din zona Branului, într-un amurg foarte frumos. Și așezat pe iarbă, la poala unei păduri, am auzit niște cuvinte foarte interesante rostite de acest ierarh, care răspund provocării dumneavoastră. Dacă oamenii văd doar în veșminte sau sfinte moaște sau biserici sau pictură bisericească sau în activitatea de cult pe Dumnezeu și nu-L văd pe Dumnezeu într-o floare, într-un fir de iarbă sau într-o frunză bătută de vânt, să spunem. Exact. Și ce spunea părintele? Spunea așa, când Sfântul Părinte îl numea pe Papa de la Roma, Sfântul Părinte merge undeva, când coboară din avion, îngenunchează și sărută pământul. Și noi, cel care îl vedem, câteodată critic, spunem, de ce trebuia să sărute pământul? Dar spune el în completare, în alt presfințitul Calinic, el nu săruta pământul, ni s-a părut nouă că sărută pământul, el săruta urmele pașilor lui Dumnezeu, pentru că în fiecare fărâmă se găsesc urmele lui. Deci, până la urmă, nu trebuie să sărutăm doar epitrafiul, cum a spus dumneavoastră, ci orice creație a lui Dumnezeu. Important este să noi idolatrizăm. Sigur că nu. Sigur. Adică să nu facem din ea Dumnezeu. Nici pe una, nici pe alta. Țăranul nu trebuie să facă din holda de grâu Dumnezeu. Și să zic că am nădejde în holda de grâu, că o să am pâine la toamnă. Ci am nădejde în Dumnezeu că mi-a dat o holdă de grâu, care la iată, bea-mă, peste care a dat ploaie la vreme, a dat soare și e o plăcere să privești spicele de grâu bătute de vânt, sau pentru mine care am crescut la țară, îmi aduc aminte ce plăcere era, înainte să se coacă, când era grâu în lapte, așa se zicea, să smulg spice, să le frec în palme și să suflu după aceea hoaspa și să mănânc boabe de grâu. Și de asemenea să-mi aduc aminte că una dintre învățăturile foarte frumoase, cu caracter și religios, dar și tradițional, țărănesc, pastoral, pe care am primit-o de la mama mea în mod special, este cea legată de bobul de grâu, care pasă minte, spunea mama mea drăguța țărancă, în simplitatea ei, dar în profunda ei teologie, cunoașterea lui Dumnezeu profundă, fără definiții și fără versete, zicea că bobul de grâu poartă pe el chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Și după ce am crescut mai mare, am analizat și eu bobul de grâu și am văzut că într-adevăr în capătul bobului de grâu, în partea unde germinează, adică de unde iese viața, acolo este o formă foarte interesantă care chiar seamănă cu o față de om și mai mult decât atât, acea parte este și păroasă și mama spunea că acolo este barba Domnului nostru Iisus Hristos. Dar gândiți-vă cât de importantă a fost această învățătură în contextul învățăturii profunde, teologice, esențiale, când am aflat că din bobul de grâu se preface trupul Mântuitorului Iisus Hristos. Nu degeaba Mântuitorul a ales ca mod al comunicării, al comuniunii, al împărtășirii, al dăruirii spre creație, bobul de grâu și pâinea. Și aminteați și de vin, de struguri. Îmi aduc aminte cât de frumos meșterii ortodoxi au redat această realitate, mai ales referitor la bobul de strugure. Spre exemplu, pe icoanele de sticlă este reprezentat Mântuitorul Iisus Hristos șezând și din coasta lui răsărind o viță de vie care îl înconjoară și care este plină de ciorchine de rod, de struguri. Da. Deci îl găsim pe Dumnezeu în toate. Urmele pașilor Dumnezeu sunt și aici. Eu mă uitam la dumneavoastră atent când vorbeam cu dumneavoastră și am vrut să vă spun că și pe acolo le văd. Nu știați, poate. Vă provoc să vă uitați în oglindă când mergeți acasă și o să vedeți, vedeți urmele pașilor Dumnezeu și atenție, într-un mod plin de bun simț, îi spun și soției dumneavoastră să fie atentă. Când vă sărută, să creadă că sărută și urmele pașilor lui Dumnezeu, mulmele mâinilor lui Dumnezeu. Da. Pentru că, într-adevăr,
Vedeți, partenerul nostru, omul de lângă noi, este cel mai mare dar, spunem noi, simplist, al părinților lui pentru mine. Eu le spun în predică la cununie, mirelui, spre exemplu, vezi, acești părinți au născut, au crescut, au pregătit și au împachetat atât de frumos acest cadou pe care ți-l oferă ție astăzi. Dar, de fapt, în numele în umbra acestei strădanii este Dumnezeu. El este Cel care ne face toate darurile. Părinte, că am pornit de la grâu și neghină, că am pornit de la vremea secerișului, îngăduie Dumnezeu în lan ca neghina să se bucure de același tratament, să spun. Același soare răsare și peste grâu și peste neghină. Aceeași ploaie cade și peste grâu și peste neghină deopotrivă. Însă vine o zi aceea secerișului în care se spune că din grâu îl vom secera și vom face pâine, iar neghina o vom arunca în foc. În foc. Prin lucrarea Duhului Sfânt în lume, e cu putință ca acea neghină să se transforme în grâu? Tocmai eram pregătit să aștept această întrebare și această provocare, pentru că doream să vă spun că nu trebuie să credem că Dumnezeu este atât de neînvățat și de neînțelept încât să creadă că neghina, prin așteptare, se poate preface în grâu. Dumnezeu știe că neghina rămâne neghină și grâu rămâne grâu când ne referim la cele ale agriculturii. Da. Dar când ne referim la oameni, acolo, într-adevăr, lucrarea Duhului Sfânt poate să prefacă neghina în grâu, adică pe păcătos în sfânt. Și avem foarte multe exemple. Unul dintre ele foarte la îndemână ar fi cel ce s-a lepădat de Hristos, Sfântul Apostol Petru. Sau cel ce l-a prigonit pe Hristos, Sfântul Apostol Pavel. Sau cea din care a scos 7 demoni, Maria Magdalena, sau Maria Egipteanca, sau eu. Ce-i de față? Sunt un fericit și un beneficiar al acestei lucrări a Duhului Sfânt și cred, chiar dacă nu sunt smerit astăzi, ar trebui să fiu foarte smerit, dar cred și mărturisesc că eu am trecut prin această metamorfoză, prin această prefacere. Din starea de neghină, nu știu dacă am ajuns încă grâu. Dar oricum sunt în prefacere și sper ca să ajung cu un grâu bun pe bobul căruia să se vadă fața Mântuitorului Hristos, cum spuneam, și aș vrea ca să aibă și barba Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este și o speranță, este o dorință. Dar trebuie să știm că nu se face cu forța. Duhul Sfânt nu lucrează cu forța. Și atunci, oare, Părinte, de ce, la fel ca odinioară, când lucrătorii s-au grăbit să spună stăpânului, poruncește-ne să ne ducem în lan, să smulgem neghina, în continuare și noi ne pripim să smulgem această neghină, să o arătăm cu degetul, să o criticăm, să o condamnăm, să nu avem înțelepciunea, deja experimentată, să spunem, a celui care are încredere în Dumnezeu, atâta vreme cât tu te simți grâu și îl vezi pe fratele tău neghină, și ești mânat de instinctul primar, să spun așa, să smulgi, să-l arunci dintre cei dragi ai tăi, nu cumva greșim, adică nu avem tocmai comportamentul străin al grâului care hrănește, a grâului care îi viață până la urmă? Tocmai pentru că noi nu suntem Dumnezeu și suntem oameni. Până când? Până când ne prefacem în grâu. Am înțeles. Să știți că în această viață, în traiectoria vieții noastre, suntem într-o permanentă prefacere și foarte interesant este, există pericolul ca dintr-un anumit stadiu de prefacere spre grâu să cădem înapoi în starea de neghină. Nu suntem scutiți. Primejdea există. Primejdea există. Dumnezeu spune că și îndeamnă și pe secerători, pe îngeri. Spune, aveți răbdare. Vedeți? E foarte important să avem răbdare și să avem răbdare cu semenii noștri și să nu fim critici cu semenii noștri și să ne aducem aminte de propria noastră trecere, de propria noastră stare. Spre exemplu, e foarte important că atunci când privim critic, generația tânără, să spunem, pe care am putea să o asemănăm
câteodată cu neghina. Să ne aducem aminte că și noi am fost așa, dar că Dumnezeu ne-a dat șansă, ne-a lăsat și zile de viață și ne-a dat și har, și bucurie, și hrană duhovnicească, și înțelepciune de a ne transforma. Să știți că iubirea lui Dumnezeu, eu o asemăn, este pentru prima dată când spun public acest lucru, cu dogoarea unui cuptor pregătit să coacă pâine. Și spun așa, în cuptor se face foc, se ard lemnele, dar gospodina nu introduce pâinea pe lopată atâta timp cât este jăraticul înăuntru, pentru că există pericolul să fie arsă. După aceea ea se curăță și rămâne doar dogoarea cuptorului, care creează un mediu prielnic pentru coacerea pâinii într-un chip frumos și bun. Așa este și dragostea lui Dumnezeu, ea creează un mediu prielnic pentru prefacerea noastră din neghină în grâu, din fii ai lumii în fii ai împărăției lui Dumnezeu. Este dătător de speranță și chiar aș vrea ca să spun public celor care ascultă emisiunea noastră să nu fie triști, chiar dacă sunt acum atei, chiar dacă acum sunt, să spunem, potrivnici lui Dumnezeu, necredincioși, chiar dacă nu cercetează biserica, chiar dacă nu se închină, ei să nu-și piardă nădejdea, pentru că răbdarea lui Dumnezeu până la seceriș este lungă și au timp. Și se vor mira peste un timp ei înșiși. Nu vreau să rostesc un nume, dar, pentru că este un nume public, de personalitate publică, foarte importantă, care a marcat traiectoria societății românești de la Revoluție încoace, este un poet deosebit de prolific și un om foarte activ în societate, care la un moment dat avea poziții foarte ostile față de biserică. Și vreau să vă spun un lucru, am spus într-o împrejurare și mi se pare că au fost profetice vorbele, o să trăim și o să-l vedem epitrop la o biserică, îmbătrânit, cu un bastonaș în mână, posibil puțin tremurând de Parkinson, plin de amintirea unei vieți tumultoase, unei vieți care a fost și frumoasă și urâtă, a fost și ușoară și grea, unei vieți critice, dar care l-a dus spre înțelepciune și învățându-i mai mult decât atât, învățându-i pe cei tineri, așa precum odinioară alții spuneau lui, măi tinere, mai du-te și tu pe la biserică, mai închină-te și tu. Și sigur că asta e traiectoria vieții noastre. Noi ne miram de părinții noștri. Îi vedeam cum se închinau și ne miram. Și ziceam, dar chiar îl ajută? Și am constatat că i-a ajutat. Că dacă nu-i ajuta, pieream noi. Da. Pentru că ajutorul dat lor era de fapt pentru noi. Și n-am picat pe cale. Pentru că mare este Domnul Dumnezeu nostru și îndelungă este răbdarea Lui. Că ați adus vorba de închinare. Suntem, Părinte, cumva vase sparte, vase fisurate? Pentru că ne rugăm mereu, mereu, mereu ca să ne ținem cumva plini. Alminteri, parcă pierdem din conținut, pierdem din ceea ce am dobândit odată. De ce, să zicem, odată umpluți în rugăciune de Duhul Sfânt, de bunătate, de iubire, se alterează conținutul ăla sau nu știu cum să-i spun. Este foarte frumoasă provocarea dumneavoastră și am un răspuns foarte frumos. Odinioară am întrebat, pe când eram ucenic în teologie și învățam și eu tainele căilor împărăției lui Dumnezeu, am întrebat pe profesorul de dogmatică dacă fumatul este păcat. Pentru că unii spuneau că e păcat, alții că nu este păcat. Și părintele profesor, un om foarte înțelept, ne-a spus, este păcat atâta timp cât te domină, cât te stăpânește, cât ești rob al acestui comportament. Dar ne-a spus așa, omul se aseamănă cu un vas de alavastru, adică un vas valoros, care mai mult decât atât este plin de mir de nard, adică foarte valoros. Și zice, acest vas, dacă are o fisură mică, neînsemnată, în timp îndelungat, tot mirul se scurge din el și rămâne gol. Zice, așa este și omul care îngăduie un mic păcat prin care se scurge harul
din ființa omului. Dumneavoastră spuneați, sub formă de întrebare, suntem noi vase sparte? Eu spun că suntem, a spus vase cu fisuri, așa a spus, da. Și mă bucur că așa ați spus, nu suntem vase sparte, nu suntem nici cioburi, ci suntem vase de trebuință, de bună trebuință, și suntem vase alese. Și gândiți-vă ce valoroși suntem noi. Sfântul Apostol Pavel ne spune că noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Iar biserica atât de frumos învață că omul, când se împărtășește, când se cuminecă, devine templu al locuirii lui Hristos. Și mai mult decât atât, trupurile noastre purtătoare de Hristos sunt vase alese ale lui Dumnezeu sau sunt trupuri care au vocația și credem noi că ea se desăvârșește a îndumnezeirii. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că datorită neputințelor noastre, datorită păcatelor, se mai pierde din harul nostru și ne umplem din nou. De aceea este necesară repetiția și la Sfânta Împărtășanie, repetiția și la spovedanie, repetiția Sfintei Liturghii, repetarea... Repetiția, nu, inspirație, expirație, nu? Respirație. Da, pentru că ne golim și ne umplem din nou. Sigur că ați putea să mă întrebați, părinte, dar cum se mântuiește omul? Și eu vă voi spune că el se mântuiește, cum spun Sfinții Părinți, îi iubesc foarte mult, au fost plini de înțelepciune, cum te găsește moartea? Dacă moartea te-a găsit plin, plin rămâi. Dacă te-a găsit gol, gol rămâi. Nu te mai umple nimeni după aceea. Dar de mântuit, părinte, te mântuiești greu sau ușor? Foarte ușor ne mântuim. Dumnezeu nu ne-a dat nouă o cruce grea, numai noi oftăm sub ea. Pentru că lucrarea de mântuire aparține omului în foarte mică măsură. Ea este a lui Dumnezeu. Omul doar trebuie să accepte, este colaborator al lui Dumnezeu la mântuirea lui. Da. Să știți că el nu este pionul principal, omul, la mântuire, ci Dumnezeu este pionul principal. Omului se cere doar accept și colaborare. Să dorești. Adică ți se cere prietenia. Uite cum vorbesc tinerii pe Facebook astăzi, da? Și își cere, îți trimite un mesaj și te întreabă dacă îi accepți cumva prietenia. Și tu îi dai da sau ba. Ok. Uite, da, nu? Ok sau... Așa. Gândiți-vă că eu sunt în stare să mă duc pentru copilul meu și la școală să învăț în locul lui. Dacă eu, ca tată, am disponibilitatea asta, gândiți-vă câtă disponibilitate are Dumnezeu față de noi. Mântuirea nu este grea. Ni se pare că e grea și împovărătoare. Ni se pare o mare responsabilitate care am avea-o noi. Haideți ca să punctăm niște lucruri, pentru că este frumos. Este greu să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? E chiar nobil și frumos. Dar ni se pare că este o poruncă greu de îndeplinit. Este greu să nu furi? Nu. Dar ni se pare că este greu de îndeplinit această poruncă. Unii chiar spunem, știți, am mai luat și eu câte ceva. M-ai ispitit. Este greu să nu fii desfrânat? Nu este greu. Dar te duci singur. Te baci singur în păcate și în probleme. Deci am dat niște exemple. Asta înseamnă a împlini poruncile lui Dumnezeu. Și mai este, părinte, că aș adăuga la ceea ce spuneți dumneavoastră, și acel rețetar al fericirii. Adică sunt lucruri atât de la îndemână până la urmă, pentru că ați văzut înainte să intrăm în emisiune, v-a întrebat o colegă dacă oamenii sunt fericiți. Și tu ai un îndreptare acolo, un nou paș, să spunem, un nou trepte, cele ale fericirilor, nu? Fericiți cei blânzi. Vorba dumitale, e greu să fii blând? Merită? Știți, adică merită fericirea aia nițeluș efort ca tu să devii blând? Dacă merită, probabil că vei fi fericit. Merită să fii fericit dacă vei fi o leacă făcător de pace? Eu mă închipui acum că aș fi duhovnic în parohia mea și aș avea în față un enoriaș de-al meu care m-ar întreba, părinte, ce trebuie să fac? Și aș răspunde exact ceea ce spuneți dumneavoastră, să-i prezint cele nouă fericiri. Și aș vorbi chiar despre fericirea aceasta, fericiți cei blânzi. Și aș spune, să fii blând. Dar el mi-ar zice, părinte, dar sunt așa de nervos, știți? Și eu aș insista să-i spui să nu mai fi nervos.
Dar ar trebui să mă gândesc că și eu mai sunt nervos câteodată. Și că este o slăbiciune a firii umane, a ființei umane. Și trebuie să-l înțeleg. Dar eu cred că Dumnezeu va aprecia și Sfântul Ioan Gură de Aur spune în cuvântul lui, pe care îl citim în noaptea de înviere, cum apreciază Dumnezeu și faptele, dar și strădanile și chiar gândurile omului. Faptul că omul vrea să fie blând, drăguțul, dar rezistă foarte greu ispitei. Dumnezeu îi va puncta și îi va răsplăti și dorința. Să vrei. Spre exemplu, un tânăr vede la ceilalți oameni mai în vârstă un anumit comportament religios și el spune, eu nu sunt credincios, dar aș vrea să fiu credincios. Să fiți siguri că Dumnezeu l-ar binecuvânta și o să-i împlinească dorința și peste un timp o să fie model de om credincios pentru alții care spun, și eu aș vrea să fiu la fel ca el. E foarte important să știm acest lucru, pentru că dacă nu ne pierdem și ne pierdem mai ales nădejdea, dacă am crede că Dumnezeu este așa de exigent încât cere de la noi o împlinire foarte strictă a poruncilor, El ne cheamă mai întâi cu pași mărunți, așa cum preface bobul de grâu în pâine, prin etape, prin etape, ne preface și El ne cheamă mai întâi să ascultăm cuvântul. Este ca și semănatul primă. Primește sămânța. Să-ți predispui sufletul ca să-l primească, exact ca și când prelucrezi pământul ca să primească sămânța. După aceea să-l ocrotești puțin, să ai grijă de el, să-l ții minte, să nu-l astupi cu buruieni. Adică, spre exemplu, dacă ai auzit un cuvânt frumos în biserică, sau nu neapărat în biserică, în familie, la mama ta, la tatăl tău, la fratele tău, la părintele tău sau la un prieten, pune-l ca pe un tezaur acolo, că el va rodi odată și odată. Nu-l da afară. E foarte frumos ca omul să se facă depozitar de tezauri. Să aduni în tine experiențe de viață care pot să-ți fie folositoare și în veșnicie. Eu le spun oamenilor când fac o faptă bună, spre exemplu merg la biserică, este o faptă bună. Sunt multe alte fapte foarte bune, dar am dat acest exemplu. Sau dă de pomană unui sărac. Îi spun să scrie Dumnezeu în cartea vieții, fapta ta, și când va fi să te judece, dreptul judecător și va ține în mână balanța judecății cu talerele ei și pe o parte vor fi cele rele și grele care te vor trage în jos, acest fapt pe care l-ai făcut astăzi poate că va echilibra balanța. Omul este foarte important să fie atent chiar la lucruri neînsemnate, nu neapărat la lucrurile foarte mari. Câte unii dintre noi credem că este important ca să dăm toată averea noastră săracilor. Se vorbește despre acest fapt și în Sfintele Scripturi. Eu cred că este important și să dai o jumătate de felie de pâine unui om flământ. Pentru că atunci pe el l-ai făcut cer, l-ai făcut rai, a fost flământ și el atunci te-a binecuvântat. Și este posibil ca jumătatea de felie de pâine să fie chiar cheia cu care vei deschide împărăția lui Dumnezeu. Da, mă gândeam în timp ce vorbeați de acea balanță, cred că la a doua înviere, în ziua de Paște, se citește de către preot în rugăciunile din fața Sfântului Altar, un text extrem de frumos, e cuceritor și devastator, să spun așa, prin bucuria pe care ți-o promite și prin șansa pe care ți-o promite, se spune ceva de genul, pune Doamne în balanță, pe de o parte, faptele mele și în celălalt taler, iubirea ta de oameni. Și atunci, cum să spun eu, e ca o revelație, așa, dar trebuie o iubire roditoare. Iar iubirea lui Dumnezeu față de noi. Da. Sigur, dar rodul iubirii lui Dumnezeu față de noi este răspunsul nostru la iubirea lui. Acesta e rodul. Mm-hmm. Fapta mea, într-adevăr, așa este. Pe de o parte, păcatele mele. Nu spunem urățenia sufletului meu, că nu-mi place aceasta. Nici nu e, cred că sufletul... Nu-mi place aceasta. E frumos sufletul nostru, că el este purtătorul chipului lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce avem nu este urât. Doar că se aruncă în el, cred că, de multe ori cu tot felul de exemplu, ne uităm la mână, cum arată. Haideți să încercăm să vedem dacă ne putem închipui o alt fel de mână care ar fi mai frumoasă decât aceasta. Nu există. Eu nu pot să mă închipui o altă mână. Tot în alt presențitul calinic despre care aminteam cu expresia aceea a urmelor pașilor lui Dumnezeu în creație,
spunea la un moment dat că a fost ispitit să-L critique și să-L judece pe Dumnezeu ca și Creator, spunându-i că El ar fi fost în stare chiar să facă o lume mai bună. Și a spus Dumnezeu, uite, eu cu experiența mea, avea o vârstă oarecare, era deja matur, acumulase o experiență de viață, cu experiența mea, cu mintea mea, cu știința mea, eu aș gândi o lume mai bună, spre exemplu, nu l-aș face pe om ca să mănânce în fiecare zi și chiar de 3 ori pe zi. L-aș fi făcut altfel, mânca o dată la început și mai mânca o dată înainte de moarte și cu asta scăpam de grija celor 3 mese pe zi. Dar mai apoi, trecând mai departe, acumulând o altă cantitate de experiență de viață și înțelepțindu-se mai mult, a spus, îmi pare rău că am spus aceasta și te rog să mă ierți. I-a spus lui Dumnezeu. Și, Părinte, în ce măsură acest îmi pare rău, Doamne, că am spus lucrul ăsta, te absolvă? Este esențial. Esențial. Dacă băiatul meu vine la mine, după ce poate că l-am mustrat sau s-a supărat el pe mine și îmi spună, tate, te rog să mă ierți, este esențial. Nu mai vreau de la el nimic. Dar și eu, dacă cumva am greșit, este esențial să-i spun, te rog să mă ierți. Și eu am o vorbă, o să o iubească această vorbă, telespectatorii, cei care au avut, ascultă emisiunea, spun doar nu te doare gura să spui. Și mă întrebați dacă se mântuiește omul asta greu sau magice. Ușor. Fica mea a venit toată acasă și m-a întrebat, tata, tu știi cele 3 cuvinte magice? Și am picat pe gânduri așa, mă gândeam, nu trecea nimic prin cap. Care poate să fie cuvintele magice? Și o fi și te iubesc. Te rog, iartă-mă, mulțumesc. Și mulțumesc, da. Deci, fantastic, într-adevăr, iată cât de la îndemână e da. să fii bine. Deci acum să restabilești echilibrul. E greu să te mântuiești? Nu e, îndemână. Nu e greu. În anumite împrejurări în care particip, să spun, comunitate, în comuniune cu alți oameni, nu de mult am fost cu un grup de profesori din sat unde sunt preot și au ținut o zi specială chiar de înălțarea Domnului și s-au adunat 120 de supraviețuitori, de profesori care încă trăiesc, care au predat în acea școală. Și erau unii de 95 de ani, foarte bătrâni, alții mai tineri. Și a trebuit să spun și eu un cuvânt și le-am mulțumit foarte frumos și am spus că eu însumi sunt rodul strădanilor unor profesori și că dacă mănânc cumva o pâine albă, eu, femeia mea și copiii mei, se datorează acestor oameni care de multe ori au fost nedreptățiți, nerăsplătiți, criticați, le-am pus porecle, nu i-am iubit. Și acum noi mâncăm o pâine albă pe urma lor și dragii de ei au zâmbit de fiecare dată și au zis, e copil, el încă nu înțelege taina. Și am spus, pentru toate, vă sărut mâna și vă mulțumesc. Și am spus așa, eu nu pot să vă dau nimic înapoi și îmi pare rău, dar să vă mulțumesc pot. Și dacă nu o fac, înseamnă că sunt un om ticălos. Atât, dar lucruri pot. Spre exemplu, un soț în familie, să spunem că nu poate să-i cumpere un costumaș frumos soției sale, care îi spală hainele, îi face mâncare în fiecare zi, îl îndură când e capricios și nervos și îl și mângâie. Și dacă el nu e în stare să-i spună femeii mulțumesc frumos și îți sărut mâna, înseamnă că e un om ticălos. N-am pretenție, poate are salarul mic, să-i cumpere costum de Paște, dar să-i spună îți mulțumesc frumos că stai lângă mine. Și dacă nici atâta nu facem, iată cât de ușor putem să ne mântuim. Iar lui Dumnezeu în fiecare zi trebuie să-i spunem, îți mulțumesc frumos. Eu în fiecare dimineață când mă trezesc, înainte să-mi pun picioarele pe podea, îi mulțumesc Dumnezeu că am mai văzut odată lumina zilei. Cu alte cuvinte, îi dați binețe. Da, îi dau bună dimineață. Bună dimineață, Doamne. Cui să-i dau prima dată bună dimineață? Pe cine îl întâlnesc prima dată? Corect. Nu? Și el este, vă spun cu mare sinceritate, niciodată nu tropez. Cu mare sinceritate. Și Dumnezeu mi-este martor. Niciodată nu trec cu vederea. Nu scap această rugăciune. Îi mai spun încă ceva, pentru că mă dor foarte rău picioarele
datorită diabetului și mi-e frică să pun tălpile pe podea pentru că sunt așa ca și când ar fi coapte. Până mă obișnuiesc să merg, după ce îi mulțumesc că văd lumina zilei din nou, îi spun, te rog frumos, mai ajută-mă încă o zi. Ar fi puțin absurd ca prima dată să-i spun, mai ajută-mă o zi și după aceea să-i mulțumesc. Întâi îi mulțumesc. Vedeți, în cultul bisericii, în învățătura bisericii, există o prioritizare, o ordine a rugăciunilor pe care omul le face în relația cu Dumnezeu și spune cea mai plăcută rugăciune. Este rugăciunea îngerească, este rugăciunea de laudă a lui Dumnezeu. Mai presus decât cea de mulțumire. De laudă. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Este o rugăciune care ascunde în spatele ei și uluirea, și mirarea, uluirea ta. Noi avem în cult, la botez, avem o rugăciune pe care o spunem cu mâinile ridicate, plină de uimire. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale. Și spunem, niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Care sunt lucrurile lui Dumnezeu? Ce vedem noi aici? Uitați, floarea soarelui, țăranul acela care trage coasa. Am fost mult timp ca el. Am purtat așa pălărie, cămașă cu mânica suflecată. Da. Așa este. Aceasta este lucrarea mâinilor Dumnezeu. Și pentru aceasta îl slăvim pe Dumnezeu. Spunem că e mare Dumnezeu și sunt minunate lucrurile mâinilor Lui. Și că noi nu avem cuvinte de ajuns ca să putem să-L slăvim pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Mă întorc la ce vă spuneam. Cea mai frumoasă rugăciune este cea de laudă. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Apoi este rugăciunea de mulțumire, care este culeasă așa ca o esență a Evangheliei vindecării celor 10 leproși. Acolo este o Evanghelie foarte interesantă, în care Mântuitorul Iisus Hristos, ca și când ne-ar scutura de mânecă și ne-ar spune, fii atent, fii mulțumitor, că pierzi tot. Numai unul dintre cei care s-a întors să mulțumească a putut să audă, nu, iată, te-ai făcut sănătos, că aceasta era banalitate, ci credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Acela care s-a întors să mulțumească s-a și mântuit, că de fapt esența aceasta era. Ceilalți au crezut că au câștigat ceva, au fugit la nevastă, la copii, au fugit acasă și sunt de înțeles. Au stat mult timp în pustie izolați, că au fost leproși. Corect. Și când s-au văzut sănătoși, au fugit acasă. Nu s-au mai întors să mulțumească, dar au pierdut. Vedeți ce important este ca omul să știe, să aleagă valorile. Să citești, da, să citești o întâlnire, să o înțelegi, să o decodezi așa cum trebuie. Așa cum trebuie, da. Să te întorci. Eu când m-am întors în Cluj, pentru prima dată, după 10 ani de când am terminat seminarul și am întâlnit școala și curtea școlii, unde acum este facultatea, și am întâlnit dascălii care acum erau mai îmbătrâniți, am zis, vă mulțumesc frumos. Părinte, ce frumos a fost aici, ce amintire am. Vă mulțumesc cât tezaur ați putut să puneți în inima mea. Nu neapărat cuvintele rostite la curs, la lecție, ci frumusețea acelor locuri, cum spuneam, fărâmele acelea din curte. Mi-aduc aminte, acolo erau două trepte. Și așa când eram eu ostenit în tinerețele mele, mă așezam pe treptele acelea în curte și stăteam așa, ca și gânditorul. Un loc frumos. Vreau să vă provoc pe o altă zonă. Citim în Scriptură că este mai fericit a da decât a lua. În general, fiecare dintre noi oamenii avem așteptări de la cei din jurul nostru. Tot timpul suntem deschiși la a primi. Ni se cuvine, ar trebui să ni se cuvină, ar fi trebuit să vină spre noi celălalt cu dar, cu orice, dar să ne arate că e o formă de gratitudine sau de recunoaștere a valorii noastre. Foarte puțin dintre oameni înțeleg acest text, și anume, să te pui în condiția celui care dăruiește, că fericirea, bucuria, plinătatea sufletească a celui care dăruiește e covârșitor mai mare decât a celui care primește. Câtă lume credeți că dimineața se ridică din pat și spune, astăzi vreau negreșit să fac bine cuiva? Adică să fie o filozofie a ta de viață, un mod de existență.
Câți, în schimb, se trezesc în fiecare dimineață și spun, oare cum aș putea să-mi mai îmbunătățesc contul bancar, cum aș putea să mai primez de la cineva vreun plocon, ceva de-a gata? Cum putem ajunge la revelația aceasta până la urmă? Cred că e o stare de grație. Să combinăm un pic lucrurile, să ne închipuim un om care dimineața se trezește gândindu-se cum să-și rotunjească conturile din care să facă milostenie cu săraci. Am făcut așa un cocktail. Foarte frumos. Pentru că nu numai că nu doresc să fiu critic față de societatea în care trăiesc și față de semenii mei, dar chiar îi iubesc și înțeleg așa cum sunt. Și, domnul Dinu, nu doar că în Scriptură se scrie că e mai ferice a da decât a lua, ci chiar așa este. Fără îndoială. Pentru că, în primul rând, a avea nevoie înseamnă a fi un om lipsit, un om stresat. Iar a da înseamnă mai întâi a avea. Să poți să dai. Una din rugăciunile mele, foarte frumoase, pe care le iubesc, pe care o rostesc după Sfânta Liturghie, când dau binețe credincioșilor mei, adică le ofer gânduri pozitive, un fel de concluzie ale rugăciunilor făcute în biserică. Spun așa, făcându-mi Sfânta Cruce, spun, îl rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze rodul muncii mâinilor dumneavoastră și să vă prisosească darul. Fac o pauză și spun, îl rog pe Dumnezeu să vă mulțească și dragostea de aproapele, ca din prisosul darului lui Dumnezeu să dăruiți și celor mai izmeriți, mai puțin binecuvântați și mai săraci decât dumneavoastră. De ce? Pentru că mai întâi trebuie să ai ca să poți să dai. Bătrânica aceea despre care vorbește Sfânta Evanghelie, că avea doi bănuți pe care i-a pus total în vestirea templului, i-a avut drăguța de ea. Pentru că dacă nu-i avea, nu putea să facă milostenie. Se vorbește în învățătura bisericii că milostenia este esențială pentru mântuire. Și categoric, eu cred că într-o împărăție în care așteptăm să fim miluiți, în care așteptăm milostivirea lui Dumnezeu, n-are ce să caute un om care nu-i milostiv, pentru că l-ai terorizat, l-ai tortura, dacă el nu este predispus spre darurile specifice împărăției lui Dumnezeu. Până la urmă, sufletul tău te duce unde te trage baiera inimii tale. Scriptura spune că unde-i comoara ta, acolo e și inima ta. Dar întorcându-ne la ceea ce spuneam, dacă întâlnim în societate sau nu, aș vrea să vă spun că în societatea contemporană, o să vă dau peste cap, poate tot ceea ce ați crezut dumneavoastră până acum, sau poate veți crede în continuare, dar eu îmi exprim părerea. Părintele, eu sunt părinte. Milostenia este la ea acasă mai mult decât oricând. Creștinismul, învățătura de credință, chiar jertfa Mântuitorului este așezată pe filantropie, iubire de oameni. Din iubire de oameni s-a întrupat Hristos Domnul. Are deja o practică de 2000 de ani. Și ar fi nedrept ca să spunem că societatea umană în 2000 de ani nu s-a schimbat. În bine. Să vedem care este statutul femeii în societate, statutul copilului, drepturile copilului, drepturilor minorităților, despre care se vorbește. Nu mă refer la drepturile minorităților sau majorităților care păcătuiesc, ci mă refer la drepturile fundamentale, între care dreptul fundamental, să nu uiți să spun, este dreptul la viață. Și nu numai la viață pământească, ci la viață veșnică. Ori în situația în care îi dai drepturi prin lege la păcat, de fapt l-ai privat de dreptul la viață veșnică. Este foarte sensibilă problema. Dar vreau să vă spun, în ziua de astăzi s-a legiferat și se practică grija față de orfani, față de copii abandonați, față de bătrâni, față de oamenii cu boli incurabile, sistemul de sănătate se perfecționează, chiar dacă nu este perfect, ci este așa cum spuneam despre transformarea neginei în grâu, este într-o metamorfoză, într-o prefacere, dar trebuie să avem ochi să vedem lucrurile. Să știți că societatea contemporană, dacă n-ar fi avut ca fundament de organizare existențială învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, nu ar fi arătat așa cum arată astăzi.
Chiar dacă nu se spune că atunci când se înființează un orfelinat, ca fundament are învățătura Mântuitorului față de cei vulnerabili, nu se spune acest lucru. Dar fundamentul acesta este. Pentru că mentalitatea comunitară, umană, socială, are un fundament. Noi trebuie să ne întrebăm de care ce... Care va să zică, părinte, lumea de astăzi e o lume... Bună. Bună? Da. O lume cu vocația bună. Mântuirii, da. Dintre noi se vor recruta sfinți și cetățeni ai Raiului. Putem să vă puteți, părinte, imagina sfinți purtând Adidas, blugi... Da, cum să nu? Tricouri... Ce inimă au ei? Ce inimă au ei? Luăm o pauză, ne întoarcem, dragi prieteni, continuăm discuția noastră cu părintele Gheorghe Colțea, o poveste de seară, la ceas de seară, fantastică, spun eu. E merinde pentru o vară, cred că. Ne-am întors, suntem alături de părintele Gheorghe Colța și alături de dumneavoastră cei de acasă, părintele Protopop de la Branzănești. Mulțumesc încă o dată și sărut mâna că a venit de la Brașov până la Cluj ca să stăm de vorbă în această seară cu dumneavoastră cei de acasă. Sfinții poartă blugi, poartă tenis, poartă tricouri, poartă... E cumva împotriva unui, cum să spun, unui... registru iconografic pe care deja îl avem încetățenit, e greu să-ți imaginezi sfinți purtând cravate, părinte. Dar de ce n-am spune că sunt sfinți care poartă salopetă, exact, și lucrează în construcții? Mi s-ar părea cu totul absurd ca pe mine, când voi trece din această viață, sau acum, pentru că judecata mea nu se face doar când trec, se face perpetu. Sunt sub ochiul atent al lui Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare clipă. Pe mine să mă judece Dumnezeu într-un fel pentru că port reverendă și pasă minte poate că mi-aș putea permite pentru haina care o port să fiu puțin uricios față de aproapele, să fiu puțin lacom, să fiu puțin indiferent față de cel în suferință, crezând că haina pe care o port m-ar scuti sau m-ar îndreptăți mai mult în fața lui Dumnezeu. Și pe celălalt, care, atenție, merge 10 ore pe zi la muncă în construcții, câștigă un 900-1000 de lei pe lună, are 4-5 copii acasă și cară betoane, să facă unui domn ca mine casă, da, și pe el drăguțul să-l ține Dumnezeu la poartă, pentru că miercurea respectivă sau joia respectivă a fost încălțat în Adidas. E foarte importantă și haina. Dar îmbrăcămintea noastră, aș dori ca să vă spun acest lucru, reflectă starea noastră sufletească. Și un om, spre exemplu, care este bucuros și voios, se îmbracă într-o haină mai lejeră. Da? Un om este atent pentru că el se prețuiește pe sine, nu peste măsură, ci în normalitate, și spune, nu este frumos ca să ies neglijent în societate. Sau omul face un duș sau se spală pe față și are grijă ca să miroase frumos. Îi iubesc pe oamenii atenți cu ei înșiși. Să știți că cine este atent față de sine aici, va fi atent față de sine și dincolo. Cel ce e neglijent aici, să nu credem noi că e mai atent pentru dincolo. Nu înțeleg, spre exemplu, de ce ar exista niște cizmari care să creeze încălțăminte pentru rai și cizmari care să creeze încălțăminte pentru iad. Nu cred. Bunul simț este foarte important. Spre exemplu, nu mi-a plăcut când am văzut în biserică un om încălțat cu cizme de gumă, chiar dacă este sărac. Nu mi-a plăcut când a venit în biserică un om care înainte nu s-a spălat și nu s-a aranjat. Pentru că în biserică avem conștiința întâlnirii cu Dumnezeu.
Și nu trebuie să fim neglijenți. Chiar am întors de la spovedanie, într-o împrejurare, un om care a venit direct din câmp, împrăștiasele gunoi în grădină și a venit la biserică, era în postul Paștelui și a spus, vreau și eu să mă spovedesc. Și am spus, te duci acasă, te speli, te îmbraci frumos și vii la biserică. Pentru că dacă suntem atenți cu semenii noștri, când ne ducem la întâlnire undeva în centru orașului sau la o nuntă, unde ne întâlnim cu oamenii, cu atât mai mult trebuie să fim atenți când ne întâlnim cu Dumnezeu. În acest fel putem ca să vedem haina ce valoare are. Dar foarte interesant este, și acum o să spunem sub formă de glumă, societatea în care trăim nu este o societate care se îmbracă tot mai mult, ci care se dezbracă tot mai mult. Și cred că aici este păcatul. Pentru că odinioară oamenii își făceau fel de fel de costume și fel de fel de haine ca să aibă să se îmbrace când merg undeva. Iar acum se îmbracă foarte sumar. Și li se pare că cu cât sunt îmbrăcați mai sumar, sunt mai importanți. Cred că bunica noastră, chiar mama noastră, drăguța în pământ, s-ar răsuci dacă ar vedea unde am ajuns. Da. Și tot vorbeam despre intrarea în biserică și modul în care ne îmbrăcăm când intrăm în biserică. S-a ajuns ca chiar în biserică să intre oamenii sumar îmbrăcați. Și este păcat. Trebuie să spunem acest lucru, pentru că dacă rămâneam doar la acea idee, răspunzând întrebările noastre, dacă sunt sfinți între cei îmbrăcați în blugi și adidași, și am spus da, totuși ar trebui să dăm o explicație și să învățăm pe oameni, pentru că mă va judeca Dumnezeu pe mine dacă am tăcut. Zice, ai avut ocazia să spui și n-ai spus. Și eu le spun. Și ce le spune, spune? Să fie decenți. Decenți. Bun. Aș vrea să revin puțin la ceea ce spuneați în deschiderea emisiunii, și anume că fiind atât de multă iubire a lui Dumnezeu în lume, devenim atât de multe bunătăți revărsate, devenim neatenți. Și mă gândesc de asemenea că dacă stelele, luna, soarele ar răsări pe bolta cerească odată la 100 de ani. L-am aștepta. Probabil că am fi uluit și am mărturisit lucrul ăsta cât am trăit celor care vin. Avem un exemplu, dacă este eclipsa, că e foarte rară, ne ducem pe munți, să o privim, să o vedem. E ceva important, pentru că răsare în fiecare zi a devenit banal. Apa de băut este un dar de la Dumnezeu esențial vieții. Da, am citit un articol și o aruncăm. Știți cum scria? Banala apă. Nu mai știu ce, acum un an de zile. Neînsemnată apă. Da, banala apă. Adică, bă, fratele meu, principiu vital. Da. Știi, da. Tu îi spui banal. Banalul aer, nu? Da. Banala pâine. Ori sunt tocmai lucrurile fundamentale. Fundamentale. De ce le privim? Le avem din belșug. Tamam pădos. Le avem din belșug. Ne-am obișnuit cu ele. Credem că le merităm. Eu nu respir ca dar de la Dumnezeu, ci pentru că așa trebuie. Pentru că dacă aș respira socotind aerul ca dar de la Dumnezeu, cred că aș fi puțin mai atent, cel puțin să mulțumesc din când în când. Mă întreba la un moment dat cineva ce urare îi fac unui om care era foarte bolnav și am zis să dea Dumnezeu să poată să mănânce. Doamne, uite, am spus, să știți că omul bolnav, dacă nu-l ajută Dumnezeu, nu poate să mănânce. Efectiv, nu poate să mănânce. Fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem respira. Vedeți, vin oamenii și ne suplinez respirația. Respirația artificială, până la un moment dat. Da, dar dependent de acea respirație, ești un mort întins la orizontal. Așa este. Fără dar, nu te pierim. Duci la... Fără tenis. Dar, murim. Mântuitorul Iisus Hristos a spus un cuvânt care ni se pare banal, dar esențial. Fără mine nu puteți să faceți nimic. Ce înseamnă nimic? Nici să respirați, nici să beți apă, nici să mâncați, nici să călătoriți. De aceea trebuie să spunem mereu, 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 mereu. Eu am acest obicei și spun, slavă ție, Doamne, slavă ție. Părinte,
un om, o persoană care se desprinde, să spunem, din matca lui, din starea lui de bine, de bucurie, de armonie, luând decizia să plece, așa cum un fiu rătăcitor pleacă, nu risipitor, pleacă de lângă părintele lui, primește la un moment dat, iarăși, într-un moment de răstriște, o revelație, o revelație a sinelui. Și venindu-și în sine, și-a spus: mă voi întoarce. Mă voi întoarce. Cine-i sinele ăsta? Pentru că noi vorbim foarte, adică sinele, spunem așa, ca și când e un topos, un loc în inima noastră. E o stare. E o stare. Cine-i sinele ăsta? Tu. E Dumnezeu în noi? E chipul Lui aici în noi, lucrător? Nu-ți revin Dumnezeu. Nu-ți când zici, revenindu-și în sine, mi-am revenit în chipul lui Dumnezeu. Nu, în matca aceea, în care... În matricea ființială. În matricea ființială. Păi sigur că da. Puțin în valea aia, am ieșit puțin și răcoroasă. Da. Și... Ați văzut că apele, oltul, dă pe afară și după aia își revine în sine. Se întoarce la matcă. Își revine în normalitate. Sinele este o stare de normalitate. Cealaltă este anormalitate. Mai inundăm. Ne mai supărăm. Mai colindăm. E foarte important să ne întoarcem. De aceea se și vorbește, nu să spuneați de seceriș, dar Sfânta Scriptură vorbește și despre întoarcerea omului. În starea benefică mântuirii, să spunem. E foarte important să nu mori plecat, călător. Cum poți face, părinte, din muncă, pentru că munca în general e asimilată corvoadei, casnei, cum poți să faci din muncă rugăciune? Sau din muncă, nu știu... Este numită... Să pui zâmbetul pe buze și să-ți faci munca, da, cum să spun eu... Zâmbind. Nu ca pedeapsă, ci ca... Așa, ca părintele. Hobby. Zâmbind, ca părintele. Da. Da. Pentru că eu acum fac cu plăcere ce fac. Îl vestesc pe Dumnezeu. Ieșind din mica mea enorie, prin șansa care mi-a dat dumneavoastră, să vorbesc mai multor oameni. Și de aceea zâmbesc. Sunt un om fericit, pentru că mă împlinesc vocația. E foarte important ca omul să facă ceea ce, pentru ce a fost creat și rânduit de Dumnezeu. Și de unde poate să știe omul, părinte, pentru ce a fost creat? Pentru că avem surpriza, nu mai e o surpriză, e un fapt banal deja, să vezi oameni care sunt nemulțumiți de ceea ce fac o întreagă viață, oameni care se duc la muncă fără tragere de inimă, oameni care spun că și-ar fi dorit să facă altceva și nu ceea ce fac. Și viața e una singură, cum îmi spuneați înainte, nu ne întoarcem înapoi. E repetabilă. Nu ne-am uitat sapa și hârlețul în anii 80, nu ne mai întoarcem după el, e limpede. Ce facem cu oamenii ăștia? Pentru că cum ar trebui să-și facă viața încât să capete acea bucurie? În primul rând aș dori să spun că trebuie să nutrim un sentiment de iubire milostivă, de milă față de oamenii care se simt neîmpliniți în această viață. Dar nu oare n-ar trebui ca să fim atenți atunci când un părinte multe își crește copilul, să nu-i inducă poate de genul, domnule, ca să-ți meargă bine te vei face medic, te vei face arhitect, te vei... Să-l cauți pe om, să-l lași pe omul ăla să se caute singur la un moment dat, dacă e cazul. Așa cum în Statele Unite, bună oară, în universități celebre în lume, importante, care dau rezultate bune, primii 2 ani, chiar dacă tu te duci și spui vreau să fac arhitectura, 2 ani de zile nu vei face arhitectură, vei face orice. Ai o multitudine de cursuri la care ești invitat să te duci, ca tu să te cauți. Pentru că de multe ori optăm pentru un lucru în viață, el rămâne decisiv pentru că intervine rutina. Domnule, e cum mie acum, mă duc la munca aia, poate că altă șansă nu am. Și vezi oamenii nemulțumiți, nefericiți din pricina asta. Să nu credeți că în Statele Unite oamenii se simt împliniți, fericiți și chiar își găsesc albia sau vocația. Sunt tot ca noi. Numai că acolo... se spune în Statele Unite, ci în România. Sunt tot oameni. Să știți că durerea rămâne durere. Năzuințele rămân năzuințe, iubirea rămâne iubire, deznădejdea rămâne deznădejde. Și mi se pare că sunt chiar mai mult depresivi în Statele Unite decât aici. Și știți de ce? Pentru că acolo le găsește vocația universitatea, iar aici vocația și-o găsesc cam singuri, drăguții oameni. Adică, cum a spus dumneavoastră, se trezesc lucrând ceva.
Și acolo se formează și simt că pot să-și câștige o pâine. Să știți că eu m-am străduit de multe ori să învăț pe tineri, chiar lucrând cu proprii mei copii, să îi canalizez spre teologie. Ați încercat asta? Da, sigur că da. De ce pare rău, părinte? Vă pare rău? Îmi pare rău, da. A înțeleg acum. Sigur că da. Îmi pare rău, pentru că... Dar cum ar trebui să-și sfătuiască atunci un părinte, copilul? Sigur, părintele își dorește binele copilului natural, adică nu ne îndoim de lucrul ăsta. Dar de unde putem ști noi ca părinți care e binele copilului? Trebuie să-mi dați voie ca să uit foarte multe lucruri. Eu spun că un părinte are două obligații. Să-l învețe pe copil calea, e obligat, și să nu-l forțeze să urmeze, este tot obligat. Mai spun o dată, să nu-l forțeze să urmeze calea, este obligat. Deci să-l înveți calea, dar să nu-l forțezi. Să nu-l forțezi. Acestea sunt două obligații. Nu poți să rămâi nepăsător față de destinul copilului. Eu, spre exemplu, am avut calea mea. Și a fost o cale binecuvântată și sfântă și rodnică. Și mulțumesc Dumnezeu pentru calea pe care mi-a arătat-o și mi-a dat-o. Eu am călătorit pe ea și știu unde sunt curbele, unde sunt prăpăstiile, unde sunt capcanele. Și mă întorc spre fiul meu și îi spun, tata, hai și tu. E în regulă, da, e frumos ce spuneți. Te chem. Pentru că mă gândeam că fiecare avem calea noastră, în cele urmă, dar invitația pe care un părinte poate să o facă, dar dacă e pe un drum netezit, pe un drum deja cunoscut, parcurs, cunoscut. Da. Știu unde sunt capcanele, știu că este un drum bun, eu am mâncat o pâine, de aici te-ai făcut și tu mare, hai și tu cu mine. Și el spune nu. Și spune, îmi pare rău, eu ți-am arătat calea. Tu ai ales altceva. Da. La mine, întâmplător băiatul calea pe care a ales calea pentru că a terminat teologia. A venit după mine. Nu știu ce se va întâmpla de acum încolo. Dar dumneavoastră, când ați pus întrebările, când m-ați provocat să dau niște răspunsuri, spuneați cum am putea ca să facem din munca noastră, din jobul nostru, din activitatea noastră, o rugăciune. Și vreau să vă spun că biserica chiar așa numește lucru mâinilor, rugăciunea mâinilor. Pentru că prin toate omul poate să-L slăvească pe Dumnezeu. Nu există doar o rugăciune a buzelor sau o rugăciune mentală sau, cum spun Sfinții Părinți, o rugăciune a inimii. Da, ci există și o rugăciune a picioarelor. Se spune așa de frumos în cuvintele Sfintei Biserici că noi mobilizăm picioarele, le mișcăm, le îndrumăm spre vestirea Evangheliei tale. Da. Călătorim cum am călătorit eu de la Bran, de la Brașov până aici, ca să-L vestesc pe Dumnezeu. Și sunt așa de împlinit, așa de bucuros și așa de mult vă mulțumesc că am putut să vorbesc. Să știți, mi-ați pus întrebări și mi-ați dat șansă să vorbesc despre lucruri foarte interesante și foarte importante, la care chiar aș fi vrut să fiu provocat și să dau câteva răspunsuri. Nu sunt toate, nu le putem face pe toate. Pentru mine vocația este ca să vorbesc despre Dumnezeu și acum o să fac o glumă și vă rog să mă lăsați, pentru că mie îmi place. La un moment dat spuneați, de ce nu zâmbim? De ce nu suntem veseli? De ce nu suntem bucuroși? Mergem în biserică, spuneați, și acolo suntem chemați în cuvintele acelea de sfârșitul fericirilor, bucurați-vă și vă veseliți, și oamenii stau posomorâți. Exact. Ei nu stau posomorâți pentru că s-au împărtășit, ci pentru că diavolul le spune, ia, încruntă-te tu puțin. Așa. Doamne, m-am fost provocat odată să mă întrebe cineva dacă Dumnezeu zâmbește. Și eu am spus, da, Dumnezeu zâmbește. Cum zâmbește Dumnezeu? Și zic așa ca tine și așa ca mine. Dumnezeu e fericire. Și am zis, aducându-mi aminte chipul bunicului din cartea de citire de odinioară, unde stătea bunicul, așa era pictat frumos, pe o băncuță cu doi nepoței. Băiatul pe stânga, fetița pe dreapta. Care s-au certat pe mustățile și pe obrajii și pe ochii lui. Și la un moment dat copiii au început să bată partea cealaltă. Și bătrânul plângea, dar zâmbea. Plângea, dar zâmbea. I se rostogoleau lacrimi din ochi, dar mustățile îi stăteau fericite. Știți de ce? Bine că are cine să mă bată. Să mă împartă. Da, sigur că da. Bă, dacă nu, ce valoare aș fi avut eu dacă n-aveam nepoții ăștia pe penoși, pe genunchi.
Și a spus, așa zâmbește Dumnezeu, noi tot dăm palme, când pe stânga, când pe dreapta, și Dumnezeu zice, bine care cine să mă vadă. Până la urmă, există o întrebare interesantă, eu nici nu îndrăznesc să o pun întrebarea, dar tot așa o strecor cumva. Ce-ar fi Dumnezeu fără noi? Ființele inteligente, datorită Lui, înțelegătoare, cunoscătoare, mărturisitoare, slăvitoare, fără noi. Ar fi un Dumnezeu trist? Cu cine s-ar împărtăși? Cu cine ar comunica? Cui ar dărui iubirea? Pe la sine? La fel cum și omul, Părinte, fără celălalt. Pe Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce, vedeți la răstigniri, unii pictori îl pictează foarte întunecat la față, cu cununa de spini, cu capul pe o parte. Dar unii îl pictează așa cum vrea inima mea, cu capul lăsat, dar zâmbind puțin. Jertfa Mântuitorului s-a încheiat într-un zâmbet. A fost o reușită. Exact cum ar zice cineva, yes, am biruit. Nu s-a încheiat Dumnezeu cu tristețe. Dumnezeu fără oameni, cum ar fi? Cum ar fi oamenii fără oameni? Pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, tristețea omului este tot mai generată, cauzată de absența celuilalt. Acum o să vă răspund cu o glumă, dar să mă lăsați să o spun. Ce-ar fi omul fără oameni? Ar fi și singurul și cel mai mare nebun. Că nu s-ar putea compara cu nimeni. Sau ar putea să fie singurul și cel mai mare sfânt. Că nu s-ar putea compara cu nimeni. Omul rămâne om, nici așa, doar în relația cu... Doar în oglindă. Doar, sigur că da. În relația cu celălalt. Luăm o pauză, dragi prieteni, ne întoarcem imediat pentru ultima parte a emisiunii din această seară cu Părintele Gheorghe Colțea. Îi mulțumesc încă o dată că e împreună. Și eu vă mulțumesc. Ne-am întors, dragi prieteni, mai avem vreo 20 de minute la dispoziție, le petrecem împreună cu dumneavoastră, împreună cu invitatul nostru, Părintele Gheorghe Colțea, protopop de Bran Zărnești. Părinte, puțin timp a rămas la dispoziție, ne bucurăm tare că ne-ați oferit un regal în seara aceasta. Vreau să vorbim un pic de rațiunea inimii și de rațiunea minții. E un război, în general, între una și cealaltă. Inima îți spune, iubește-l pe aproapele tău și se înduioșează. Adesea mintea vine și îți dă argumente și spune, nu merită să-l iubești, vezi-ți de treabă, nu te încurca cu el. Mintea rostește mereu întrebări precum de ce. Inima îți spune, iubește-l, mintea îți spune, de ce să-l iubești. Și de ce e o întrebare care vine din inimă, e o întrebare care te duce eventual la filozofie, la o filozofie care te duce într-un deșert, nu în altă parte, într-o pustietate unde nu prea găsești oază de liniște. Se autogenerează și se regenerează acest de ce la nesfârșit. Și nu-ți dă pace, nu-ți dă liniște, nu-ți dă isihia aia pe care inima, rațiunea inimii o caută și dispusă să o drăslească. Ei, din antagonism, din controversă, se naște valoare întotdeauna. Cât de blazată și neimportantă și neînsemnantă ar fi ființa umană dacă mintea ar fi întotdeauna în acord cu inima. Ar fi o ființă plictisită și plictisitoare. Dar pentru că există această controversă, întotdeauna ea creează dinamism. Valoarea noastră întotdeauna atârnă de modul cum știm să balansăm lucrurile. Pentru că de multe ori ne întrebăm ce ar trebui să primeze, ceea ce spune inima sau ceea ce spune mintea. Spre exemplu, inima spune să iubești pe fratele tău, iar mintea spune îl iubesc, dar când împărțim casa părintească, cred că mie mi s-ar cuveni mai mult. Valoarea acelui om constă tocmai în modul în care va ști să încline balanța și unde se va duce. Dacă iubirea din el va prevala, acela este un om. Dacă rațiunea din el va prevala, acela este, să fiu iertat, să spun doar așa cuvincios, o ființă cu chip de om, ca să rămânem
Nu cumva să spun, Doamne ferește, da, despre un om. Da, sunt alte personificări. Sigur că da. Deci e foarte important să știm să înclinăm balanța și valoarea din noi se vede tocmai atunci când iubirea domină, când ea își spune ultimul cuvânt. Aș vrea pentru mine, dar te las pe tine. E foarte interesant. Mă întorc la ceea ce spuneați după ce am revenit în studio după publicitate, că a mai rămas puțin timp din emisiune și mă gândeam câteodată timpul poate să fie și foarte mult și foarte puțin. În ziua în care trăim, în zilele în care trăim, timpul ni se pare că a intrat în sac, așa se spune. Nici nu mai avem timp de nimic, pentru că suntem foarte grăbiți și foarte lacomi și dorim ca să cuprindem cât mai mult și tot mai mult. Și ne trezim îmbătrânind. Știți că după emisiune sunt mai bătrân cu 2 ceasuri decât când am început emisiunea. Și cum spuneați dumneavoastră despre copiii care cresc sub ochii noștri, fără să sesizăm creșterea lor, ci doar ne trezim că avem copii mari, așa și eu am îmbătrânit-o 2 ore în fără fața dumneavoastră. Fără să remarc lucrul fără ăsta. Dimpotrivă, mi se părea că ați făcut drumul înapoi. Că am întinerit puțin. Dar numai vi se părea. Mi se părea. Să știți că trăim foarte mult din păreri. Realitatea. Frumusețea, așa cum se spunea, nu? Cred și în Dostoevski, să nu mai știu ce spune, e în ochii privitorului. Nu, Dostoevski spunea că lumea se va mântui prin frumusețe, iar frumusețea este în ochii privitorului. Așa că dați-mi voie să cred că ați întinerit. Ferestrele prin care se uită Dumnezeu. Da. În ființa omului. Și ființa omului se uită spre Dumnezeu. Sunt foarte importanți ochii omului. Dar de multe ori închiși, părinte, de multe ori închiși. Suntem oameni cu ferestrele închise, cu obloanele trase adesea. Nu știu, poate dumneavoastră ați trăit sentimentul acesta. Mulțumesc pentru ironie. Am înțeles. Vorbesc așa, generic, așa eu vorbim noi. Eu despre mine noi. Cred că i-am deschis și când dorm. Chiar mă trezesc noaptea, din când în când, datorită suferințelor care le port în trup și constat că mă rog lui Dumnezeu. Constat. Și sunt fericit. Mintea mea e acolo. Înseamnă că ochii mei au privit tot spre Dumnezeu și în timpul somnului. Îmi spunea cineva la o emisiune, tot la dumneavoastră, că Dumnezeu a lăsat ploapele la ochi tocmai pentru a mai închide ochii din când în când. Și eu am spus, nu, sunt ca ștergătoarele de parbriz ca să ne curețe ochii să putem vedea realitățile corect. Pentru că de multe ori le vedem deformat. Și de aceea ni se pare viața tristă, urâtă, neimportantă, neînsemnată, câte unii dintre noi, dintre cei 7 miliarde de oameni de pe Terra, mergând până acolo încât să nu mai iubim viața și chiar să ne dorim sfârșitul vieții noastre. Majoritatea o iubim foarte mult. Ne ancorăm de ea și în ea. Spre exemplu, când stăm de vorbă, zicem cât de greu se trăiește, ce multe probleme sunt. Dar te întreb, îți place viața? Da, cum să nu? Ai vrea să mori? Nu, aș vrea să mai trăiesc. Înseamnă că gura a spus ceva și de fapt inima nu era o a spus altceva. Da. Sigur că da. Că ne place viața așa cum este. Ne place să ne vedem copiii, să ne vedem soția, să vedem pe prietenul nostru, să stăm de vorbă. Ne place chiar să ostenim, să muncim, mai ales când vedem finalitatea, rodul muncii mâinilor tale. Și mai ales când beneficiezi de acest rod, îl vei mânca. Așa este binecuvântarea când te căsătorești. Se spune în biserică, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești și bine îți va fi ție. Iar dumneavoastră provocați acum 2 ore, la începutul emisiunii, secerișul, finalitatea. Ce facem acum? Dar trebuie să fim înțelepți că legați de seceriș putem să ne gândim, avem rod mult, să dărâmăm hambarele, să le umplem și să stăm liniștiți mulți ani. Sau să chemăm pe toți cei ce au trebuință să se bucure împreună cu noi. Da. Vedeți că în timpul emisiunii am abordat și milostenia ca temă. Grija față de cei sărați și vulnerabili. Și o regăsim și aici, în înțelepciunea țăranului de a pune deoparte. De mult să știți că la seceriș cădeau spice și niciodată holdele de grâu nu se greblau. Știți de ce?
Ca și păsările cerului. Și păsările cerului să aibă ce să mă... Citeam la părintele Paisia Gioritu un cuvânt foarte interesant și spunea că atunci când nu existau frigidere, era milostenie mai multă pentru că oamenii mâncau și ce prisosea dădeau ce săracilor frumos. Pentru că se strica mâncarea. Da. Acum zice, o băgăm la frigider să avem și mâine. Și săracului nu-i mai dai nici, cel puțin, rămășițele. Și atunci, părinte, oare în spiritul acesta, ceea ce a spus, cumva, cu cât are omul mai mult, cu atât e, cum să spun eu, invers proporțional sau direct proporțional scade încrederea lui în grija pe care Dumnezeu o poartă? Adică tu îți faci ambare, le mărești, le lărgești, îți mai iei niște lăs frigorifice, le îndestulezi în loc să treci drumul și să zici, uite, tanti Floarea, ia și matale, vreau să mănânc în seara asta cu mine. Uite, noi trebuie să spunem că avem și o viziune ideală a lucrurilor. Aceasta, de a trece strada la Lelea Floarea și spunându-i, ia și tu o bucată de pâine de la mine. Este ceva ideal, pentru că nu facem. Foarte puțin dintre noi facem. Îmi aduc aminte, totuși, în copilărie, în familia de țărani, era o familie de ciobani. Și în zona noastră, mămăliga cu brânză pusă pe jar se numește bulz. Și din când în când, sau foarte des, mama ne făcea bulz. Și veneau vecinii noștri, care nu erau ciobani și nu aveau brânză, și mâncau cu noi seara bulz și mai mult decât atât. Eram foarte fericiți pentru că erau oameni bătrâni și povesteau din timpul războiului. Și acel bulz creau o comuniune extraordinară și cântau și cântece bătrânești. Într-adevăr, eu am trăit acea perioadă în care o familie săracă cu 10 copii invita la masă vecinii seara. Da. Foarte interesant, ar trebui să analizez mai mult lucrurile, dar eu răspunsul găsesc repede. Cred că tocmai smerenia acestei familii și bunătatea părinților noștri și sărăcia lor făcea ca să prisosească darurile așa fel încât să mănânce și cei bogați. Dar până la urmă, haideți să revenim pe o normalitate. Dumneavoastră știți că țăranii și smeriții produc pâinea și cei bogați o consumă? Și foarte multă din ea o și aruncă? Da, adică le prisosește și foarte interesant, într-o vorbă se spunea că cizmarul n-are cizme și croitorul n-are haină și țăranul n-are pâine, pentru că ei produc totdeauna pentru ceilalți. Până la urmă ar trebui să vedem și în această stare a lucrurilor meritul binecuvântării lui Dumnezeu și răsplată de la Dumnezeu pentru oamenii care produc mai mult pentru ceilalți. Chiar îmi aduc aminte că de Paști tata nu-și putea permite să taie un miel pentru familie. În schimb, le dădea la toate notabilitățile societății. La toți domnii le dădea gratis câte un miel, ca să poată și el să iasă cu oile la pășune primăvara. Și noi nu mâncam un miel de Paști. Nu pentru că n-ar fi vrut tata, dar nu-și permitea pentru că nu aveam atâta de mult. E foarte interesantă viața. Sigur, din nou spun, noi privim ideal cum ar fi. Ar fi frumos ca ce-mi prisosește mie să îți dăruiesc ție. Numai că în Sfânta Scriptură se spune un cuvânt foarte interesant. Zice, adânc pe adânc cheamă. Abisus, abisum, da. Invocat. Așa este și cu a avea. Tot dorești mai mult. Se trezește în tine o dorință tot mai mare de a avea. Există o pildă foarte interesantă care vorbește despre un deținător de pământ, de averi, din zona Siberiei, ajuns bătrân, avea foarte multe slugi, fără copii, fără moștenitori. Și omul când s-a apropiat sfârșitul vieții, s-a gândit să chemă slujitorii să le împart pământurile mele și averile mele. Acum este o legendă, o pildă, pentru că eu îmi închipui acel om în real, nu în legendă, în viața reală, și îl văd făcând transferul de proprietate, dar lăsându-și o clauză de uzufruct viager.
Adică eu vă dau, dar cât trăiesc, folosesc tot eu. În ideea că dacă trăiesc mai mult, și n-am. Am făcut un apendice, da. Să spunem, o paranteză. Chemând slugile, le-a dat un criteriu de a împărți averea. A spus fiecare să primească cât cuprinde cu piciorul până la apusul soarelui, plecând de lângă mine. Dar în așa fel încât, când apune soarele, să fie lângă mine. Adică și au plecat slugile și vorbește pilda despre o anumită slugă, nu poate vorbi despre toate, dar ne închipuim ca furnicile cum s-au împrăștiat toți. Care mai de care să prindă cât mai mult și spune despre una din slugi că îi se deschideau noi orizonturi. Așa cum spuneam că adânc cheamă. Și în fața lui apăreau grânele și spunea aceste pământuri sunt roditoare, să le prind. Dincolo au apărut heleșteile, a zis trebuie să prind și lacurile cu pește. Au apărut pădurile și a zis să merg și dincolo de păduri. Și la un moment dat a văzut cum soarele se duce spre apus. Acolo aveți un apus frumos de soare. S-a gândit să mă întorc repede la stăpânul. A silit și inima i-a cedat. Când a ajuns lângă stăpân, a căzut și a crăpat inima în el. Și ce spune stăpânul? Foarte interesant este. Zice, luați-l celorlalți și dați-i cât se cuvine unui om. Și i-au dat și lui 2 metri pătrați. Că de fapt atâta se cuvine unui om. Dar să știți că dacă cineva mi-ar spune mie această pildă, eu l-aș aproba și aș spune, da, da, așa este. Dar dacă mi-ar oferi cineva un pământ, tot da, da, așa este, aș spune. Cu alte cuvinte? E o contradicție în noi. Suntem controversați. Ai încercat să prinzi în pumn, care e un spațiu închis, tot cerul, n-ai cum. Da? Pentru că tocmai te-ai restrâns, iar atunci când stai cu palma deschisă, poți să ai totul. Adică să ai sufletul ăla larg, generos, deschis spre celălalt. E cum să spun, e paradoxală învățătura Evangheliei. Ne și spune, nu? Cine va încerca să-și salveze sufletul său, îl va pierde. Și de-andoasele, adică... Cine și-l pune, cine și-l oferă, de fapt îl dobândește. De fapt îl dobândește. Vă rog să mă lăsați un pic, că mi-ați arătat așa o imagine frumoasă care mi-aduce aminte de ceva. Într-o duminică, după Sfânta Liturghie, după ce în palma aceasta am ținut pe Mântuitorul Iisus Hristos euharistic, am venit acasă, obosit, m-am întins pe pat și pe mâna mea s-a urcat o muscă pe care am dorit să o îndepărtez, dar care și-a făcut traiectoria ei. Am suflat-o, n-a vrut să plece. Și la un moment dat atât a călătorit până a ajuns în căușul palmei mele. Și aici puteam ca să o strâng, să o zdrobesc. Era aceeași palmă care cu o oră înainte ținuseră viața, acum prin strângere oferea unei creaturi. Infime îi oferea moartea. Și m-am ridicat de pe pat, cu toate că mă dor picioarele, m-am ridicat de pe pat și am dus-o până afară și i-am dat libertate. Am suflat-o și am fost fericit că am salvat-o. Dar să știți că imaginea aceasta cu palma care s-a făcut cer, care l-a încăput pe Dumnezeu și palma căuș în care își putea găsi moartea o vietate, am avut-o abia după aceea analizând lucrurile. Și am zis că Dumnezeu m-a încercat și a vrut să vadă Dumnezeu dacă ucid. Și mi-a trimis o neînsemnată muscă și am zis, Dumnezeu nu m-a încercat să vadă dacă ucid un om, ci o neînsemnată muscă. Am scris un eseu pe care l-am denumit Atât de importantă muscă. Și știți de ce? Pentru că am spus că este posibil ca musca aceea să fie cheia cu care voi putea să deschid raiul, pentru că i-am redat libertatea. Suntem la o emisiune care vorbește despre relația omului cu natura și cu creația în general. Și cred că ar fi frumos ca să îndemnăm pe oameni să fie generoși și buni, nu numai cu semenilor, ci cu creația lui Dumnezeu. Mergem pe iarbă. Existau la un moment dat în istorie, în timp, doine și cântece care plângeau iarba care cădea sub coasă. Îi era necesară vieții omului. Și totuși omul simțea o sensibilitate în inima lui pentru că vedea coasa simbol al morții.
Iarba aceea falnică, bătută de vânt, devenea brazdă sub coasă. Dar omul nu făcea cu lipsit de sensibilitate. Sau sacrificiul animalelor îl făcea doar în folosul vieții. Folosul vieții lui, nu ca hobby, nu ucigând pentru a-și satisface o plăcere. Pescuim, cum vorbeam puțin mai înainte, pentru a fi bucuroși, chinuim ființele. Da. Ci doar dacă avem nevoie ca să ne hrănim, Dumnezeu le-a lăsat, le-a rânduit pe toate pentru binecuvântarea noastră. Am avut situații în care am văzut un gândac alergând. Eu știu o regulă, că nu există ființă în creația lui Dumnezeu care n-are rost în creație. Musculițele acelea mărunte, gândacii, răpitoarele, erbivorele, oamenii, toți au rostul lor. Omul intervine și zice, pe acestea le stârpesc. Și la un moment dat constată că a creat un dezechilibru în creația lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că se vorbea că în Australia erau foarte mulți iepuri și nu existau răpitori. Și au dus câinii din Europa sau din America, s-au mulțit așa de mult încât acum au devenit sălbatici și umblă în haite și ucid oameni. Adică până la urmă și-au dus peste ocean posibilitatea de a muri, nu de a trăi. Dar trebuie să privim cu atenție creația lui Dumnezeu, pentru că omul poate să ridice și în același timp el poate să coboare, adică să distrugă lucrurile. În Sfintele Scripturi se spune că omul a fost purtător de grijă al creației lui Dumnezeu. El a devenit la un moment dat agresor al creației lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că tata spunea că eu sunt cioban de meserie. Și știți de ce spunea acest lucru? Pentru că spunea, nu sunt cioban făcut pentru că n-am unde să lucrez, ci m-am făcut cioban pentru că îmi plac oile. Adică păstorul avea iubire față de turmă. Și în Sfânta Scriptură se vorbește de faptul că adevăratul păstor este cunoscut de turmă, el cunoaște oile și că ele îl urmează pe păstor. Este îndrumătorul lor. El merge înainte și spune, ele ascultă glasul lui și îl cunosc și îl urmează pe păstor. Acum, mulțumindu-vă pentru faptul că sunt preot invitat la o emisiune de agricultură și am vorbit despre seceriș, despre sfârșitul vieții, despre prefacerea neghinei în grâu, despre prefacerea grâului în pâine, a bobului de strugure în vin, despre iarba care cade sub coasă, despre apusul de soare, despre speranță, despre răsăritul de soare. Cred că s-a potrivit acestui sfârșit de sesiune, să spunem, sau de sezon al dumneavoastră, având ultima emisiune, s-o încheiați cu un preot. Și nu am spus la începutul emisiunii, dar aș dori să spun că ar fi puțin nedrept și anormal, ca să nu spun că prin prezența mea aș dori să vă binecuvintez. Pe dumneavoastră, televiziunea dumneavoastră și mai ales pe țăranii și oamenii care beneficiază de informația pe care o dați dumneavoastră. Pentru că până la urmă, drăguții de ei, trebuie să aibă și de ei grijă cineva. Vedeți, toți merg pe segmente de populație interesante. În general pe tineret, pentru că tineretul este ușor de prins în plasă. Tinerii sunt ca niște pești neînvățați care cad foarte gramnic în năvod. Și economia de piață știe unde să meargă. Ați ales un segment de populație care merită să aibă o adresare în ceea ce privește informarea. Și cred că tot mai mulți o să vă mulțumească. Știți că sunt dezinformați oamenii și neinformați. Nu știu unde să se ducă să-și ia subvenția. Stau de vorbă între ei și nu știu cât să dea pe un hectar cultivat cu grâu sau cu sfeclă de zahăr sau cu cartofi și nu știu câtă subvenție să dea pe un hectar de pășune, spre exemplu. Este foarte important ca să faceți această lucrare și vă mulțumesc că o combinați creația, cele ale creației cu cele ale Creatorului. Da. Vă mulțumim, Părinte. Nu știu dacă am fost folositor.
O să vedem. Eu zic că va rodi informația asta pe care noi am pus-o în sufletele telespectatorilor în aceste 5 luni de zile. Mai cu seamă că avem acum și această binecuvântare, ca din tot ce am pus meu acolo, ia să rodească sub din tot sufletul oblăduirea meu. Eu mi-închipui un țăran care mie nu mi-ar cere nimic altceva decât ar zice cu pălăria mână: Părinte, te rog să mă binecuvintezi. Părinte, binecuvintează. Și dacă nici cel puțin atât nu i-aș da, aș fi un om ticălos, cum spuneam. Dacă nu dai cel puțin ceea ce ai. Dar din dar se face rai. Raiul. Amin. Să rămână, Părinte. Oameni buni, cam atât. Cam atât pentru acest sezon. A fost ultima întâlnire noastră în direct la Agro TV. Ne vom vedea, dacă Dumnezeu ne ajută, în toamnă. O să începem un nou sezon. Până atunci, faceți-vă treaba așa cum știți să o faceți și aveți grijă de binecuvântarea pe care ați primit-o. Înnoiți-o cât se poate de des, mergând, desigur, în casa lui Dumnezeu și cerând binecuvântarea asta până la urmă și de la fratele dumneavoastră și de la sora dumneavoastră și de la oricine. Toți putem să împărțim binecuvântări în cele din urmă. Sigur, cu mandat, să zic așa, preotul în biserică. Cam atât. Vă sărut și eu mâna și vă mulțumesc foarte frumos. Doamne ajută. Să nu pierdeți speranța, pentru că mâine dimineață va răsări din nou soarele. Așa va fi. Avem toată încrederea. Doamne ajută.